Vă salut, dragilor, și bine v-am regăsit la partea a doua a episodului Arcul Dacic, începuturi din seria Povești despre Arcul la gura sobei. În episodul de astăzi vreau să continui discuția începută ieri și încerc ca astăzi să mă axez mai mult pe partea tehnică a arcului dacic, arcului reprezentat pe columna lui Traian. Ieri, în discuția de ieri, am insistat foarte mult pe a discuta despre arcul scit. Pentru că arcul pe care eu îl numesc arcul dacic pare să că este un arc clar derivat din arcul scitic. Cum spuneam și ieri, arcul reprezentat pe columnă se află la o distanță de câteva sute de ani față de ceea ce știm noi și cum cunoaștem forma arcului scit. Foarte mult timp s-a făcut confuzia între arcul dacic reprezentat pe columnă și arcul scit și astăzi vreau să clarific anumite aspecte legat mai mult de diferența dintre arcul dacic și arcul scitic. Chiar dacă provin din aceeași familie. Arcul dacic provine din aceeași familie cu arcul scitic. Spuneam ieri că o să discut de structura arcului scit. Deci arcul scit are o compoziție a interioară, deci o structură interioară al compozitului foarte interesant. În acea structură, cornul de bivol, cornul de ibex, cornul de berbec apare atât pe burta arcului, cât și în interiorul lui în miez între fâșiile de lemn. Astfel încât cornul de bivol, cornul de animal, nu neapărat de bivol, de ibex sau de berbec, cum spuneam, apare în secțiune, dacă îl tai în T. Cornul de pe burtă, cornul de animal pe burtă și o altă bucățică de corn între lame. Între lame mai există o bucățică de corn și, bineînțeles, tendonul pe spate. La arcul scit, nu doar formele sunt diferite de ceea ce știm noi de arcul dacic de pe columnă, dar cum spuneam și în structura lui. La arcul scit avem un pachet clar. Cum spun, mă repet, corn pe burtă, corn în mijloc și tendon pe spate. Și ceea ce face interesant și ai de aici și dovada că arcul dacic nu e un arc scit, este pentru că arcul scit, după ce avem acest pachet, el mai e înfășurat cu tendon răsucit, dat așa. Deci tot arcul de la capăt și de la un cap la celălalt e matisat ca o mumie, ca un bandaj din tendon. Un bandaj din tendon tot timpul înfășurat așa, încrucișat. Acel bandaj din tendon dă o rezistență mult mai mare pachetului. Asta pentru că probabil în cele vremuri străvechi nu stăpâneau chiar așa de bine cleiurile. Deci nu stăpâneau așa de bine cleiurile și era nevoie de acel pachet care să îl facă mai rezistent la dezlaminare, la desfacere. Doar că acel pachet
înfășurat cu tendon, tendonul suplimentar datorită bandajului îngreuna arcul și zic eu că îl făcea puțin tel mai performant. Bun. Ceea ce știm noi deja este că în acea perioadă în care a fost construită columna lui Traian, luptele dacilor cu romanilor, deja în alte părți pe glob, alte popoare au preluat arcul scitic și l-au modificat. Arcul scit, arcul dacic, dacă puteți vedea, are la capăt un recarv static, dar din aceeași compoziție cu brațul, e dintr-una. Deci arcul scitic și arcul dacic, cât și arcul grecesc, au un recarv aici la capete dintr-una. În timp ce discutam de celelalte popoare asiatice care au preluat forma arcului scit, ei au înlocuit tot recarvul static care dintr-una, vedeți, din același bloc material, aceeași structură cu brațul, l-au înlocuit cu un adaug suplimentar, un siac. Acel siac care se regăsește la arcurile hune, la arcurile mongole, la arcurile chinezești, arcul turcesc, arcul corean și așa mai departe. Deci, celelalte popoare, deci, mă repet, popoarele care au preluat, forma arcului și l-au simplificat. Dar nu doar că l-au simplificat la capete, pentru că ce face? Cum spuneam într-un episod anterior, capătul recarv acționează ca o pârghie, pentru că, să știți, ca să micșorez un arc și să-l poți întinde, pentru că fiind mic, are suprafață mică de lucru, e nevoie de un capăt recarv. Deci nu poți micșora un arc fără un capăt recarv static. Pentru că acest recarv static funcționează ca un levier, are un efect de pârghie prin care te ajută să comprimi brațele, să îndoi brațele. Fără capăt recarv nu poți întinde un arc puternic, nu poți, stachează. Capătul recarv face de îl poți împinge la o limită mai mare și poți controla forța. În fine, arcul scit modificat și transformat, v-am spus, poporul asiatic o schimbat siac, o adăugat siac, așa, nu numai că o umbla la forma lui, dar umbla și la structură. Astfel că apare în perioada aia, deja apar primele arcuri cu un așa zis compozit lamelar. Nu mai au acea structură complexă a arcurilor scite, cum spuneam, corn în interior, corn pe burtă, bandaj exterior cu tendon, nu, e un simplificat. Deci au simplificat arcul făcând o structură lamelară, astfel că avem așa, doar corn pe burtă, un miez de lemn, o fâșie de lemn și tendon. Un tendon pe spate, fără bandaj, astfel încât pachetul laminat, de aia se spune laminat liniar, pentru că el se află așa în straturi. Deci în straturi liniare, 1, 2, 3, corn pe burtă, lemn și tendon. Fără corn în interior, fără un alt adaos de corn în miez interior și fără bandaj. Bun, și acum vă spun, deci dacă alte popoare au modificat structura compozită a arcului, vreau să vă spun că și arcul inscripționat, adică gravat pe cioplit în piatră pe columnă, are toate șansele să fie tot un arc de compoziție lamelară. Pentru că ce mă face pe mine să cred acest lucru este tocmai matisajul, vedeți, pe columnă apare o imagine, o frântură de arc, o bucată de arc, deci o bucățică de arc apare așa, de aici în sus, apare, în care se vede clar o delimitare a mânerului, vedeți? Un mâner, să iasă în evidență mânerul.
În timp ce la arcul scit fiind bandajat, nu, mânerul nu iasă în evidență, nu e vizibil, nu e diferențiat cu nimica. Această diferențiere a mânerului față de brațe este datorită acestui matisaj. Vedeți? Avem aici în zona cea mai tensionată zona fade-urilor, avem un matisaj pentru rezistență. Vedeți? Și la asta avem un matisaj de rezistență. Da. Ceea ce vreau să vă spun și să subliniez este că acest matisaj în zona asta este specifică doar compozitelor lamelare. Pentru că această zonă e cea mai sensibilă, asta e zona în care de obicei compozitele lamelare se desprind. Vedeți și astăzi la arcurile turcești, la arcurile hune, la o grămadă de modele de arcuri tenta asiatică, o să vedeți la arcurile compozite lamelare, o să vedeți acest matisaj. Eu vreau să vă spun că acest matisaj apare la arcul în una sau două imagini de pe columnă, apare acest mâner diferențiat. Bineînțeles că sculptorul graficianul în piatră nu e un pictor. Din pictură puteai să areți că e un matisaj. În piatră nu poți. În piatră nu poți decât să gravezi acolo o porțiune mai grosă. Acea porțiune mai grosă care apare. Este clar un matisaj. Un matisaj, v-am spus, specific compozitelor lamelare. Și plus de alta, la arcul dacic de pe columnă, nu o să vedeți o scobitură atât de pronunțată ca la arcul scitic. Deci arcul scit are o mult mai mare scobitură, o scobitură imensă aici, scobitura asta imensă, are un deflex mare, pentru că doar așa, în structura compozită, complexă, înfășurat, matisat cu tendon, arcul poate să reziste și să dea un plus de întindere. Deci la arcul dacic nu o să vedem așa ceva. Deci, concluzia mea finală, pentru că vă spun, acest mic aspect pentru un necunoscător, un mare aspect pentru mine ca un cunoscător, îmi spune clar, această zonă, acest mâner, cu acel matisaj care nu e ca la pictură, e gravat, e sculptat în piatră, mie îmi spune clar că e un matisaj în zona fade-urilor, ceea ce automat mă duce la gândul că deja compoziția, structura arcului este lamelară, la fel cum deja alte popoare au abordat sau acest au gândit au așa acest tip de compozit. Plus de alta, sunt diferențe mari, v-am spus, între arcul scit și arcul dacic reprezentat pe columnă, sunt diferențe de formă, diferențe de tot, sunt multe lucruri diferite. Pare la fel cu arcul scit, dar nu e arc scit. Bun, un constructor de arcuri, un bun cunoscător care cunoaște mecanica arcului, cum sunt și eu, chiar cunosc mecanica arcurilor, cunosc felul cum lucrează toate arcurile, de asta mi-e suficient să văd, vedeți, avem aici trei ipostaze a unui arc, e acest arc, vedeți, deci, e făcut după acest arc, e făcut desenul. Avem arcul avem în trei mari ipostaze. Prima ipostază descordat, fără cordă. În a doua ipostază l-avem cu corda pusă strunit. Și în a treia avem ipostaza la full grav. Pentru un cunoscător al formelor, pentru un cunoscător al arcurilor tradiționale, e suficient.
suficient să vezi arcul într-o una, două ipostaze, să știi cum lucrează în a treia. Nu contează, aleatoriu. Îl văd din ipostaza 2, 3, intuiesc cu exactitate care e ipostaza 1. Îl văd în ipostaza 1, îl văd în ipostaza 3, intuiesc cu exactitate cum e în ipostaza 2. E suficient, dacă e suficient să văd arcul, să văd atât să văd arc. Numai partea de aici să văd până aici și știu cum arată întreg arcul. Deci pe avantajul nostru și zic eu într-o mai bună înțelegere a mea, acest ar de pe columnă apare în toate trei ipostaze. Bineînțeles, nu întotdeauna într-un întreg, apare pe frânturi, pe jumătăți. Foarte bine, poți foarte bine și cu exactitate poți să intuiești forma lui în toate trei ipostaze, vedeți? Avem 1, 2 și 3. Vedeți aici mânerul cu matisaj, vedeți? Mânerul cu matisaj. Și cum vă spuneam, unde apare, vedeți, matisajul în zona asta? Apare exact în zona cea mai sensibilă. Asta e zona fade-urilor, e cea mai sensibilă zonă. De asta și îl vedem cioplit în piatră, vedem aici o îngroșătură. Deci acesta este un matisaj, vă spun, specific compozitului lamelar. Vedeți? Scobitura nu e așa de pronunțată ca la arcul șcit. Arcul șcit are o scobitură, vă spun, uitați-vă așa, undeva până aici și are. Așa, o scobitură pronunțată până aici. Așa de mare. Așa de mare scobitura pronunțată la arcul șcit. La arcul dacic nu. Pe această planșă improvizată dintr-un carton, am încercat să reprezint modul de lucru a arcului dacic. Cu acest model, cu acest ultim model de arc dacic, l-am micit, să știți, de la început, de când am făcut arcul dacic, am încercat să micșorez arcul. Pentru că doar micșorându-l, apropiindu-mă la dimensiunea lui originală, posibil originală, am ajuns la acest arc. Vedeți? Deci e același arc. Arc micuț. Deci, poate că ar fi fost un piculeț mai scurt acesta ca să fie mai exact decât dimensiunea care apare pe columna lui Traian. Dar pentru că am vrut totuși să trag la o lungime cu el, să trag la o lungime apropiată lungimii noastre actuale de tragere. Apropo, mulți antropologi au spus clar că înălțimea medie a populației era mult mai mică decât astăzi. Chiar citeam undeva, chiar un antropolog zicea că acum 100 de ani, 100-200 de ani, omul era cu 20 de centimetri în medie mai mic decât suntem noi astăzi. Nu știu, vă imaginați cât de mici puteau fi oamenii mici și robuști la vremea aceea. De arcurile erau foarte scurte și nu se întindeau mult. Vedeți? Bun, acum că am lămurit un aspect, deci am lămurit aspectul că ca formă, ca model, arcul dacic nu e un arc scit decât că provine din familia sciților. Iarăși, cred că am lămurit și am stabilit clar că acel matisaj, acea îngroșare în zona asta a arcului ne duce clar înspre direcția unui compozit lamelar. Pentru că, vedeți, tocmai pentru că atât eu și cât Cristi Opriș, v-am spus de ieri, din episodul de ieri, că am în paralel, am mers pe două căi. Cristi să reconstruiască un arc dacic pe structura complexă a compozitului scit
și m-am dus pe structura lamelară, la final când am terminat ambii arcurile și le-am pus lângă o altă, era clar, indiscutabil că arcul, nu că l-am făcut eu, dar arcul mers așa cu un matisaj, exact pe modelul ăsta, era mult mai aproape din punct de vedere ca aspect vizual cu cel de pe columnă decât cel cu bandajat. Pentru că la arcul scit, datorită bandajului, arcul scit nu are zonă sensibilă. Deci efectiv un arc făcut scit nu are zonă sensibilă. Deci nu-i mai nevoie un matisaj suplimentar în zona mânerului, nu-i nevoie. Și în toate desenele și în tot ce apare arcul scit și cele găsite și arcurile scite găsite în China și în multe pe vase de lut, de ăsta apare arcul scit, niciodată el nu apare în zona asta de mâner protejată sau delimitată. Nu, niciodată nu o să vezi la arcul scit, nu o să vezi o delimitare, un matisaj, deci, pentru că el întreg arcul e matisat. Deci decât doar compozitele lamelare. De asta spuneam și în episodul de ieri că cam singurii care am păstrat acest recar static, acest capăt arcului, făcând parte din brațe în aceeași structură, am fost noi dacii, geții de aici și grecii și s-a mai văzut și la arcul roman, arcul folosit de roman, probabil tot ceva din zona asta, cu aceleași capete, nu aveau siahuri, deci niciodată n-am văzut un arc cu siahuri în zona noastră carpatică și în zona balcanică, nu am văzut arcuri cu siah. Siahurile la noi au apărut siahurile odată cu migrația hunilor, cum v-am spus, în anii 400 era noastră, ceea ce arcul dacic e în primul secol al erei noastre. Deci arcurile cu siahuri au apărut pe teritoriul ăsta mult, mult, mult mai târziu, mult mai târziu. Deci am lămurit partea cu structura lui compozită, am lămurit treaba cu curbele, care la arcul dacic nu sunt așa de pronunțate, deci curbele la arcul dacic nu sunt așa de pronunțate ca la arc scit. Toate curbele sunt puțin mai blânde. Puțin mai blânde curbele, tocmai pentru că de ce are structura lamelară, pentru că la structura arcului scit și-o permis curbe mult mai pronunțate, mult mai puternice, pentru că arcul rezista. La arcul lamelar, toate curbele sunt un pic mai destinse, mai blânde. Bun, acum vreau să ajung și la un alt aspect. Arcul era scurt. Ce mă face pe mine să cred scurt? Pentru că am stabilit cu băieții din echipa mea de lucru în reconstituirea rodeacă, am stabilit clar înălțimea arcului în comparație cu veșminte, cu celelalte arme care erau reprezentate acolo. Bun. Vârfurile găsite, spuneam ieri de vârfurile din bronz găsite, vârfurile scite și vreau să rectific, nu aveau vârfurile, ziceam ieri de 3 lame, nu erau 3 lame, am pronunțat greșit, aveau 3 canturi tăietoare, deci nu erau lame propozise, deci vârful nu avea lame, dar avea 3 canturi foarte, foarte tăietoare și acele două contre, două sau una contre ca la harpon, știți, intră, dar nu mai iasă. Bun, vârfurile găsite aveau o dimensiune în interior foarte, foarte mică, o dimensiune foarte mică, ceea ce ne duce la gândul că săgețile erau foarte scurte, foarte scurte și foarte subțiri la capete. Vedeți? Aici am o săgeată pe care o folosesc la flight. O săgeată de 24 de inci. Deci această săgeată are 24 de inci. Foarte subțire aici în capăt, am undeva 3-4 mm grosime, la mijloc cred că am un 6 mm, nu cred că am mai mult de 6 mm aici în grosime, 3-4 mm aici și iar vreo 5 mm grosime aici în zona asta. E o săgeată făcută fusiformă, o dată de flight făcută fus.
Vedeți cât ia de micu, mică săgeata asta, săgetuța asta mică, cu asta se poate trage cu arcuri de 80-90 de livre. Deci la această lungime, la acest diametru, o săgeată de lemn se poate folosi la forțe mari. Pentru că ce-o face rezistentă? Are oarecare rigiditate, are un spin static destul de mare, dar săgeata asta de tip fus are un spin dinamic foarte mic. Spinul dinamic e foarte mic. O să discut despre săgeata fus, săgeata de flight, când voi discuta despre fly shopping. Bun, vreau să vă spun că la o săgetuță din asta mică, vedeți, se potrivește. Dacă aș lua un vârf, acum un vârf de la de bronze sheet, l-aș pune cu ușurință. S-ar potrivi ca o mănușă pe săgeata asta. Săgeată de 24 de inci. Uitați aici. Uitați aici. Vedeți? Săgeata de 24 de inci. Săgeată de 24 de inci cu vârf de 3-4 mm. Cam 3 mm are vârful. Exact care să, vârf care, dimensiune care se potrivește la săgețile, la vârfurile de săgeți șite. Vedeți? Uitați aici. 24 de inci, săgeată de 24 de inci la această întindere. Bineînțeles, arcul replicat cu materiale moderne se întinde mult mai mult. Deci eu l-am întins exact la întinderea de 24 de inci. Vedeți, asta, săgeata asta are 23 de inci. Deci asta e săgeată de 23 de inci și asta e săgeată de 24 de inci. Vedeți? Dimensiunea vârfurilor ne spune clar. Deci asta înseamnă arheologie experimentală. Pentru că am construit o săgeată care se potrivește vârfului de bronz, o săgeată scurtă, o săgeată cu o rezistență pentru a fi trasă din arcuri foarte puternice. Vedeți? Încă o dată. Asta este. 24 de inci, deci toate elementele duc înspre direcția arcului, un arc extrem de scurt. Fiind oamenii mici, oricum să știe, oamenii mici nu aveau nevoie de întindere mare, clar nu aveau nevoie să întindă arcurile prea mult. Plus de alta, în tirul cu arcul călare, o să duci arcul la full drap. Nu, și acum la oamenii care sunt înalți, care au o lungime mare de tragere, nu o să-i vezi niciodată trăgând la întinderea lor maximă. Întotdeauna și-au adaptat stilul de tragere, un snapshotting, cum spun eu, un stil smuls, stil scurt, stil smuls, și amerindienii. Deci un stil fără punct de ancorare, ai pus în arc, nu ai punct de ancorare și tragi scurt din față. Tragi scurt sau tragi lung, fără punct de ancorare. Amerindienii trăgeau la fel, cu săgeți de 23, 24, maxim 25 de inci. Pentru că arcul amerindian nu îți permite întinderi mai mari de 25. Bun. Deci, toate astea, tot ce v-am arătat eu, dovedește faptul că arcul dacic nu era arc sheet. Va fi foarte puțin probabil să găsească arheologii arcul din acea vreme. Foarte puțin. V-am spus și de ce. Pentru că materialele din care sunt construite, structura lui degradabilă, rapid, se degradează în câțiva zeci, suta de ani, se degradează. Deci, foarte puțin probabil ca după 2000 de ani, 3000 de ani să găsești un arc. Nu vedeți că unde s-au găsit vârfuri, nu s-au găsit săgeți. Efectiv, săgețele s-au degradat, s-au putrezit în pământ, s-au rămas numai vârfurile din bronz. Chiar și piesele, armele din oțel, din metal, s-au găsit foarte deteriorate, foarte ruginite, deteriorate. Numai chiar cele de bronz au rămas intacte.
Bun, despre tot ce am scris, am descoperit despre arcul dacic și imediat după ce am descoperit lucrurile astea despre arcul dacic, le-am făcut publice pe unul din forumurile de specialitate existente la acea vreme. Am mai dat niște interviuri, s-au mai dat citate din ceea ce am spus eu în anumite cărți care tratează armele dacilor. Deci toată informația asta pe care v-am spus eu și altele mai în detaliu le-am publicat la liber pe internet. Plus de alta, în taberele pe care le organizez eu, am discutat foarte mult despre arcul dacic, despre forme, despre materiale, pentru care chiar am învățat pe câțiva să construiască arcul dacic. De asta, datorită informațiilor oferite de mine în spațiu public, astăzi mai sunt și alții care construiesc arcul dacic, dar vreau să subliniez acest lucru, că e foarte important. Toți construiesc arcul dacic având ca model de bază exact ceea ce v-am spus eu acum. Toate arcurile dacice care le vedeți sunt, cum s-ar zice, copii după arcul meu dacic. Unii le fac mai lungi, alții le fac mai mari, mai late, nu are importanță, nu are importanță. Îmi pare bine că atât eu cu cei menționați de mine ieri, care m-au ajutat la reconstrucția dacilor, am deschis o nouă pagină în arcăria românească. Vreau ca cât de mult să se bucure de frumusețea și plăcerea trasului cu arcul dacic, pentru că eu nu pot să. Timpul nu-mi permite, activitățile mele de bază nu-mi permit să reproduc arcul la scară mai mare. E foarte bine că alții o fac și oferă tuturor arcașilor arcul dacic, dar rugămintea mea pentru aceștia să nu uite de unde a plecat totul și cine le-a deschis ochii. Pentru că așa e frumos în lumea asta, trebuie să recunoști meritele cuiva, nu să le ascunzi sau să le murdărești cu temir ce vorbe. Pentru că datorită mie și a celor prieteni care m-au ajutat să reconstitui acest arc, astăzi vă puteți bucura de frumusețea și plăcerea acestui arc. E un arc frumos, plăcut, formele lui sunt plăcute vederii, merge frumos, e de o finețe extraordinară, performant, pot spune. Un arc, zic eu, care n-ar trebui să lipsească din arsenalul tradiționalist, arcașului tradiționalist român. Deci acest arc n-ar trebui să lipsească de pe rastelul vostru. Și eu, să știți că și eu sunt pasionat de toate arcurile tradiționale, am o afinitate pentru arcul de tip longbow. Sunt un longbowman, un arcaș de arc lung. Trag mult cu arcurile de tip longbow, nu contează care. Le consider și arcul longbow din Tisa, îl consider ca arcul nostru național, pentru că tot cuprinsul Europei și în Balcani și în Europa centrală, Europa nordică, în Europa de sud, balcanică, și la noi se trăgeau la greu cu arcurile din Tisa, cu arcul lung din Tisa. Deci, nu
nu trăgând atât cu Longbow din Tisa și cât cu un Dacic, pot spune că sunt foarte aproape de strămoșii noștri, de înaintașii noștri. Deci nu e nimic, am aceeași pasiune, aceeași dragoste pentru ambele arcuri, atât pentru longbow, care noi numim astăzi longbow englezesc, dar să știți de la mine că englezii și l-au atribuit ei ca arcul lor național, dar nu e. Longbow-ul, acel longbow englezesc din Tisa, nu este arcul național al englezilor. E arcul nostru al tuturor europenilor. Nu pot, numai vedeți, fiind mai iuți și mai englezii mai altfel decât noi, au știut să-și-l atribuie ei și astăzi când discutăm de arcul de Tisa, discutăm de longbow englezesc. Oh, dragilor, s-au tras pe aceste tărâmuri cu arcul din Tisa, longbow la greu, la greu, s-au tras în toată Europa cu longbow-ul ăla. Bun. Deci, de asta și afinitatea mea pentru longbow, de asta și pasiunea mea pentru arcul dacic, pentru tot ceea ce au însemnat strămoșii noștri. Ce să mai zic? Ar mai fi mai multe de spus despre arcul dacic. Ar mai fi mai multe lucruri. V-am spus lucrurile esențiale, dar pentru mai multe discuții vă lansez o invitație deschisă tuturor celor care doresc să povestească despre arme, despre arcuri, despre străbunii noștri. O poveste față în față, la un pahar de vorbă, lângă o sobă încinsă. Pentru că așa e frumos. E frumos să ne adunăm, să ne întâlnim. E foarte frumos să colaborăm. Eu subliniez acest lucru pentru că datorită colaborării între noi, colaborării strânse între noi și pe baza unei prietenii strânse, apropiate, am reușit să facem așa ceva. Nu putem să fim lupi singuratici. Deci atitudinea asta, cu regret o spun, am văzut-o la foarte mulți arcași, la foarte mulți constructori de arcuri, o atitudine așa de lupi singuratici. Atitudinea asta și felul de a fi a unui lup singuratic, credeți-mă, zdăunează tuturor. Trăim într-o societate în care suntem interconectați între noi și doar colaborând între noi și având permanent un respect reciproc, cum spuneam cu arcul dacic, cu respectul față de cei care au fost înaintea noastră. Pentru că lasă să rezumă tot, la respect, la respectul reciproc. Pentru că trebuie să recunoaștem că au fost alții înaintea noastră, că au fost alții care ne-au ajutat. Vedeți, de asta și ofer atâta informație, ofer atâta sprijin și ajutor, pentru că eu sunt convins și știu pe pielea mea că doar dacă împărtășim și celorlalți din jurul nostru învățăturile noastre și ne ajutăm și ne sprijinim reciproc, doar așa putem să ajungem să fim mai buni. Ca să nu ne mai uităm cu invidie la ce fac vecinii noștri din alte țări. Să nu tot timpul să ne raportăm la cum suntem noi față de alții. Păi, dragilor, dacă vrem să fim și noi arcari și arcași buni, trebuie să colaborăm. Trebuie să colaborăm și să lăsăm deoparte atitudinea asta de lupi singuratici. Nu, trebuie să ne adunăm între noi și trebuie să împărtășim, să împărtășim tot ceea ce am acumulat. Pentru că doar așa putem duce mai departe, duce tradiția. Pentru că dacă nu procedăm așa, la un moment dat se va întrerupe. Pentru că de-a lungul istoriei s-au întrerupt tradiții, dar spre bucuria noastră s-au reînnoit tradiții, au reînviat, readus la viață tradiții.
ceea ce am făcut eu cu reproducerea arcului de pe columnă, e tot o readucere la viață a trecutului, o readucere la viață a tradițiilor, a tradițiilor noastre. Bun, dragilor, vă mulțumesc că m-ați ascultat, că m-ați urmărit până la capăt și, ce să zic, vă aștept să ne întâlnim la următoarea discuție, la următorul episod, în care voi discuta mai pe larg despre trasul la distanță, despre fly shooting și despre săgețile de flight. O duminică plăcută în continuare, vă doresc!